Federația Națională a Degustătorilor Autorizați a fost înființată cu scopul de a transmite puțin cultura gustului către consumator. Pentru aceasta avem nevoie să formăm consumatorii, să formăm oamenii care să prezinte aceste workshop-uri și să susțină prezentarea producătorilor. Deci, în primul rând, trebuie să ne formăm o serie de specialiști pe domenii, adică domeniile sunt ape minerale, cafea, brânzeturi, mezeluri, bere, ciocolată, degustători de orice produs. Și, iar noi am început și am avut deja cursuri de cafea și de ape minerale. Avem degustători de ape minerale în România, deși oamenii spun că toată apa e la fel, am demonstrat că nu este așa și că apa trebuie degustată pentru a alege apa cea mai potrivită pentru preparatul pe care l-ai în față sau chiar pentru anumite afecțiuni pe care le au persoanele. Am susținut un curs de cafea și avem degustători de espresso italian în România. Este un lucru foarte frumos și vom ieși în evidență probabil în primăvara aceasta cu un concurs național de unde vom selecta 3 campioni care vor pleca la campionatul mondial. Probabil va avea loc la Tokyo anul viitor în toamnă. Iar acum se apropie în luna noiembrie, pe 22, 23, 24 noiembrie, cursul de degustători de brânzeturi. Am invitat niște specialiști din Italia pentru acest lucru, nu pentru că nu am avea specialiști producători în România. Încă nu avem programe de școlarizare. Și atunci ne folosim de programele lor europene, având în vedere că au o vechime de 30-40 de ani în domeniu, și vom utiliza pe viitor acele programe europene, folosindu-ne de această dată de profesorii și de specialiști pe care îi avem în România. Este alături de mine domnul profesor Constantin Croitoru și mai sunt colegi de-ai dumnealui, experți în analize senzoriale, care pot susține pe viitor aceste cursuri. Dar primele cursuri va trebui să le facem cu cei care au totuși o vechime în această direcție. Invităm deci toți producătorii de brânzeturi să-și trimită oamenii din staff, cel mai important fiind faptul că trebuie să avem din rândul producătorilor primii cursanți, ei să fie cei care să învețe să folosească un limbaj adecvat și să știe să deguste un produs pe care îl produc. Inițiativa domnului Marian Timofti de a figura printre fondatorii Federației Naționale a Degustătorilor Autorizați de Produse Agroalimentare nu poate fi decât o inițiativă lăudabilă. După cum se cunoaște, în stadiul actual, în România, există o singură asociație de degustători autorizați de vinuri foarte puternică și cu tradiție în România. Haideți să ne gândim și în calitate de experți și în calitate de consumatori că bem vin, dar poate uneori ocazional, dar de mâncat mâncăm de 3 ori pe zi. În acest context, sigur că se impune a avea degustători de mezeluri, de brânzeturi, de produse de panificație, de ce nu, și de alte categorii de produse agroalimentare, degustători autorizați, care, odată formați de experți străini, să poată la rândul lor să formeze producători, specialiști și, de ce nu, chiar consumatori care sunt interesați în a înțelege ce înseamnă să fii degustător de produse agroalimentare. Dimensiunea senzorială a alimentelor este una dintre dimensiunile importante ale calității alimentului, alături de calitatea nutrițională și calitatea igienică a acestora. Având în vedere această viziune, este foarte important ca noi să putem să dezvoltăm degustători din mai multe categorii de produse agroalimentare. În acest sens, reușind să înțelegem mai bine care este interdependența și corelația între compoziția nutrițională a alimentelor și calitatea lor senzorială, ceea care ne face să solicităm un aliment cu ochii, cu mirosul, cu auzul și cu gustul. Vreau să vă spun că mă aflu aici prin faptul că apreciez
foarte mult importanța pe care calitatea alimentului o are pentru educația alimentară și nutrițională a populației României, iar în acest sens vă informez că la editura Agir am inițiat două proiecte de unic autor, unul care se cheamă Tratat de știință alimentației și cunoașterea alimentelor, iar primul volum de aproape 2000 de pagini a văzut lumina tiparului în anul 2014, se cheamă Bazele alimentației și sănătatea. Deci acesta face referire cu precădere la calitatea nutrițională, la compoziția nutrițională a alimentelor. Volumul al doilea este preconizat pentru anul editorial 2020, deci anul următor, iar în ceea ce privește calitatea senzorială, al cărui fondator de federație este domnul Marian Timofti, vreau să vă aduc la cunoștință că există deja pe piață 4 volume dintr-un proiect de unic autor de asemenea, care se cheamă exact așa, Analiza senzorială a produselor agroalimentare. Volumul 1 este disponibil, se referă la elementele metrologice, metodologice și statistice ale evaluării senzoriale a alimentelor. Volumul 2 se referă la evaluatori, la cei care degustă, și aici aveți o dezvoltare a aparatelor olfactiv, gustativ, tactil, vizual și așa mai departe, și a sistemului nervos, cât și vocabularul de care domnul Timofti a vorbit și care este foarte important atunci când caracterizăm senzorial niște alimente. De asemenea, am trecut și la aplicații, și anume există pe piață volumul 3, care se referă la băuturile alcoolice și nealcoolice, cele care vizează evaluarea senzorială a cafelei, a ceaiului, a apelor, a băuturilor răcoritoare, ca băuturi nealcoolice și, evident, și la băuturile alcoolice, vinuri efervescente, liniștite și speciale, bere, alte băuturi fermentate de origine vegetală și animală și, nu în ultimul rând, băuturi alcoolice distilate. Și, în final, volumul 4, care se referă la evaluarea senzorială a alimentelor din cereale, semințe și leguminoase. Proiectul va avea, în total, 8 volume. Vă mărturisesc sincer că pentru volumul 5, care se referă la fructe și legume, și mai ales pentru volumul 6, care vizează evaluarea senzorială a produselor din ouă și din lapte, eu însumi voi participa în calitate de cursant la cursul organizat de domnul Marian Timofti în colaborare cu experții italieni referitor la evaluarea senzorială a brânzeturilor. Îndemn și pe alți specialiști să se înscrie la acest curs ca să putem după aceea să diseminăm toate informațiile noastre către producători și către cei care doresc să se inițieze în acest domeniu super interesant. Da, vă invit acum, dacă vreți, să mergem direct la standuri, să vedem anumite produse și să le degustăm pe viu. Ce are special acest produs? Ca să spunem mai întâi ce are special această firmă, este faptul că au investit ani de muncă, de, cum să spun, bani, intens, pentru a descoperi o brânză care este unică în România. La ora actuală este una dintre cele mai bune din lume. Este o brânză maturată, putem compara de acum cu marile brânzeturi italiene, franțuzești, iar acest lucru, faptul că dumnealor fac cercetare și apoi realizează un produs nemaipomenit, este de apreciat. Nu este singura fabrică pe care o dețin, mai au încă două unde produc una dintre cele mai bune smântâni, să spunem, din România și o urdă nemaipomenită. O să-l rugăm pe domnul director comercial să ne spună câteva cuvinte despre brânzeturile proaspete realizate de dumnealor. Bună ziua, Gabi Curălaru. Eu reprezint de fapt fabrica de la Botoșani. În cadrul grupului de producție Five Continents există 3 fabrici. Una e la Botoșani, la Răchiți Botoșani, practic o comună suburbană, unde e singura fabrică din grup care realizează produse proaspete, de gen sana, chefir, iaurt, lapte bătut, smântână într-o varietate foarte mare. Și în afară de acestea, produsele de genul cașcaval, telemea, brânză de burduf, sub diverse forme. Fabrica de la Fetești este specializată pe partea de cașcavaluri, mai ales oaie și capră, cașcavaluri maturate și până la 12 luni de zile, cum vedeți, un astfel de cașcaval, care e realizat la fabrica de la Fetești. Și la fabrica de la Horezu, specializată pe brânzeturi fermentate, cu un termen de maturare de 6-12 luni, astfel încât produsele din lapte să primească o savoare. Termenul mare de maturare nu fac altceva decât să dea savoare produsului lactat.
un lucru esențial pentru produsele noastre este că au doar trei ingrediente, cum spun eu, lapte, lapte și iar lapte. Și inerent, cheagurile, în termen popular, sau culturile lactice pentru realizarea produsului. Invităm pe toată lumea să ne deguste. Sunt convins că vor regăsi vechiul gust al produsului tradițional. Și am avut astăzi ocazia, și nu numai azi, în toate zilele de târg, să guste foarte lume produsele. Cei care au trecut pe la noi, pe la stand, și au recunoscut că au găsit gustul laptelui în produsele noastre. Asta încercăm să oferim și principala preocupare a tuturor celor implicați în producție este să asigure calitate înainte de toate. Calitatea este cuvântul de bază. Ce doream să specific este faptul că este unica firmă care s-a oferit să susțină activitatea noastră ca federație și au propus ca dumnealor să trimită printre primii oameni la acest curs pe care îl vom ține în 22, 23, 24 noiembrie. Vă mulțumim! Cu plăcere! Domnule Timofti, suntem din nou în fața unui stand extraordinar cu niște produse foarte apetisante, arată foarte bine, miroase foarte bine, văd că sunt foarte mulți doritori aici. Vă rugăm să ne dați câteva detalii astfel încât să putem pasa după aceea discuția către proprietari. Detalii vă va da producătorul acestor produse, vreau doar să vă spun că este un producător de mezeluri, salamuri, care, la fel ca și producătorul de la brânzeturi, a dorit să susțină activitatea federației noastre, să vină la cursurile pe care le vom avea în noiembrie de brânzeturi și probabil și la cele viitoare de mezeluri și salamuri. Și să vă spun că este un alt personaj care a investit foarte mult în cercetare și încă investește pentru a aduce aceste produse la un nivel pe care îl merită și consumatorul român. Îi dau cuvântul proprietarului. Bună, bună, Marius ziua! Mulțumesc mult de introducere! Mulțumesc! Deci, ce pot să vă spun? Vă dați seama noi ca producători, mai ales că am făcut atât efort pentru a obține niște produse deosebite, nu puteam nu întâmpina cu entuziasm o asemenea inițiativă. Ne cunoaștem, suntem moldoveni amândoi, dacă ai idee, n-are legătură fiecare. Vreau să vă spun că e foarte interesant faptul să poți să relatezi un gust, nu? Haideți să vorbim clar, e bun și totul se rezumă acolo. Cum exprimăm, cum transmitem mai departe un gust? Nu? De asta e important, unele cursuri sunt foarte importante pentru a transmite informația unui produs excelent, o savoare, printr-un o analiză, pentru niște reguli. Cineva te învață cum să te exprimi, cum să înțelegi un gust. Cum e la somelier, vinul, așa și pentru brânzeturi și pentru produsele noastre care ne străduim, credeți-mă, facem eforturi continue, zi și noapte, ca să le menținem în primul rând și să le îmbunătățim. Care sunt acele produse? Deci noi avem specialități din carne și brânzeturi, avem o fermă la Galați și produsele noastre sunt diferite. Fiind mici producători, forța noastră e diversificarea. Nu putem, nu mergem pe două produse și cantități industriale. Atunci avem un atelier, laborator de carne, pot să spun, în care experimentăm. Spunea domnul Timofti că într-adevăr, am cheltuit foarte multă energie și foarte mult timp pentru a ridica produsul meu, în primul rând, produsul Zimbria, dar în primul rând un produs românesc cât să fie apreciat și credeți-mă că am mers în toată Europa, am mers și în afara Europei la foarte multe expoziții și am fost mereu apreciați. Nu neapărat, nu putem spune că noi ca avem o poveste sau o istorie, din păcate s-a mai pierdut cu perioada comunistă, s-a întrerupt zala și a trebuit oarecum să cotrobăim acolo pe undeva și să regăsim unele chestii. O parte din rețete vin din familie, altă parte sunt create de mine, de soție, de colaboratorii noștri și ce să vă spun? Uitați aici, avem purceluș de lapte copt în afumătoare, piept de rață cu portocale și vin ars, curcan copt la jar cu fistic și rozmarin.
fel de fel de nebunii produse. Aici avem special pentru, pentru Carnexpo, am făcut o ruladă uriașă dintr-un berbec cu măruntaiele și cu o tocătură specială, umplut și copt tot așa. Noi facem doar în afumătoare tradițională cu lemn de esență tare și acolo e arta noastră, e să știm să controlăm temperatura pentru o perioadă îndelungată, astfel încât produsul să nu fie compromis și să nu piardă din caracteristici, putem scoate în evidență calitatea cărnii, că asta e totul, să ai mare respect față de calitatea cărnii, să alegi cărnuri de primă calitate și să le respecti, pentru că e foarte ușor să pui o groază de condimente, e foarte ușor să pui o groază de sare, e foarte ușor să faci multe lucruri, dar asta nu înseamnă că un produs, gustul se îmbunătățește. Exact. Am avut ocazia să degust astăzi mezelurile elaborate și promovate de domnul Verdeș. Aș încerca să le caracterizez numai prin 10 cuvinte cheie. Fantezie compozițională, valoare nutrițională, calitate senzorială de excepție și respect pentru consumator. Vă rugăm să vă prezentați dumneavoastră și produsele pe care astăzi le-ați oferit participanților la Indagra 2019. Să rămână, sunt Mihail Constantin Florescu. Am deschis prima prăjitorie în 1991, deci sunt absolut pionier în această meserie. Mai mult vă pot spune, plecat în Italia în anii 80, m-am întors, exista o mare lipsă, a zice, a românilor, cafeaua bună. Deci sunt un artizan, mă consider, al cafelei și de ce nu sunt primul? Eu sunt pe primul loc, în sensul că import 25-30 de tipuri de cafea de origine din toată lumea, le procesez, sunt furnizorul casei regale din 1912, fac export sumar în Statele Unite, am o filială la Dublin, nu sunt prieten cu supermarketurile, ca dovadă cafeaua mea se vinde, e o cafea de niche, care are un preț rezonabil și sunt orgolios de a mă întoarce acasă, de a face ceva bun, sunt 200 de oameni care depind de mine, dealerii mei din toată țara. Cam asta e despre mine, stimată doamnă. Și despre produsele dumneavoastră, că am văzut aici la dumneavoastră în toate zilele, au fost oameni care au dorit să guste. Ce i-a atras? Ce considerați? Da. Deci faptul că ai o agendă, o, cum se poate spune, o companie care încă lucrează din punct de vedere numai și numai artizanal, asta înseamnă un produs garantat. Considerând că toate cele 12-14 branduri sunt înregistrate la OSIM, sunt o garanție. Lanțul nostru de magazine în Hanul Umanuc, pe Bulevardul Acutei, în drumul Taberei și în toată țara există aceste magazin de cafea, Leonard Cafe, brand propriu. Nu există o abatere de la regulă, în sensul că nu accept o altă cafea sau o cafea, numai cafeaua noastră, pentru că putem satisface toate gusturile. Prețuri de om de bun simț, tinerii de astăzi, nu vreau să-i critic, îi iubesc, sunt pentru dezvoltarea micului artizan care creează un produs de excepție în loc al lanțurilor de magazine, care le știm cu toții, da? Spuneți-ne, de cât timp sunteți la acest eveniment, cât de interesați sunt oamenii, că văd că studenții sunt foarte preocupați în spatele dumneavoastră. Participăm la Indagra în fiecare an, suntem parteneri ai Romexpo, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Organizăm evenimente la stand, prezentăm universitatea, iar studenții au ocazia să-și prezinte fie cercetările, fie realizările sau proiectele recente. La fel, colegii noștri își expun proiecte de cercetare, de exemplu, aclimatizarea unor soiuri noi de plante sau de pomi fructiferi, prezentarea produselor stațiunilor noastre, inclusiv oferta de pomi fructiferi ai stațiunii Istrița Pietroasa.
Ne bucurăm de un foarte mare succes. În clipa de față, standul nostru este plin și așa a fost în toate zilele. Care sunt așteptările pe care le aveți în urma prezenței din acest an? Așteptăm fie solicitarea fermierilor pentru contribuții la dezvoltarea proiectelor lor, fie solicitări de plante sau de consultanță. Așteptăm de asemenea tinerii să devină studenții noștri sau să-și continue studiile în studii de masterat sau de doctorat. Sunt foarte solicitate în clipa de față aceste teme și noi putem să facem față solicitărilor foarte diverse. Produse naturale din trandafiri. Asta ne-a atras atenția în mod deosebit, pe lângă faptul că iubim trandafirii, trebuie să fie asta ceva extraordinar, o nebunie din acest trandafir. Vă rog să ne spuneți ce putem să obținem din trandafir, cum și pentru cât timp. Putem obține foarte multe produse, toate foarte sănătoase. Trandafirul, sub orice formă îl consum, este sănătate naturală. Am dulceața de trandafir, produs atestat tradițional de Ministerul Agriculturii, apoi am siropul de trandafir, oțetul de trandafir, este un oțet din petală fermentată, un oțet de 6 grade, foarte sănătos. Avem ceaiul, petală uscată pentru infuzie și apa de trandafir este un produs recent notificat produs european. Cum le utilizăm, cum le obțineți, pentru cât timp le putem păstra? Le obținem prin procesare la cald sau ceaiul este uscat. Le păstrăm cel puțin 2 ani de zile pentru că ele sunt sterilizate. Sunt păstrate în sticle celelalte produse, siropul, ceai, siropul, oțetul, dulceața și apa de trandafir. Fără probleme, stau perioade îndelungate. Cum uscați petalele de trandafir și pentru ce ar fi ele indicate? Petalele de trandafir le uscăm în condiții naturale, la întuneric, ca să-și păstreze uleiurile volatile care au cele mai multe proprietăți. Și este un ceai foarte bun pentru foarte multe afecțiuni, în răceli. Trandafirul este foarte concentrat în vitamina C, în crize de astm, în tuse, este un calmant gastric foarte bun. Am reținut puțin mai devreme că aveți brevet pe dulceața de trandafiri. Păi trebuie să învățăm ceva de la dumneavoastră, pentru că eu știu că e foarte migălos de pregătit și lucrul ăsta mă dă înapoi de foarte multe ori. Există un secret? Secretul este dragostea pentru trandafiri și răbdarea ca să ai timp să o procesezi. Deci se rup florile dimineața de vreme, când ele sunt încărcate de nutrienți, apoi se rup petalele de pe receptacul, se freacă cu sare de lămâie și zahăr, după care se prepară siropul, se fierbe apa cu zahăr, se adaugă petalele, se lasă la fiert, iar când ele s-au legat sau a scăzut suficient apa, se pun în borcanele înfierbântate, se acoperă, se sterilizează natural.